Bun. Cum pot să-mi dau seama dacă ce-mi doresc eu în viață vrea și Dumnezeu pentru mine? Păi. Uite-te să vezi de ce Biblia. Cuvântul tău este o lumină pe care căra, pe care mea. Dacă dorința aceea se încadrează în Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că ai verde din partea lui Dumnezeu dacă lucrul ăla nu se încadrează în, în matrița cuvântului Dumnezeu, atunci dai pedală, roșu, out, afară. Deci nu, nu sta prea mult cu privire la asta. Dacă e o chestie neutră, că nu zice Biblia albă-neagră și ești așa între, du-te la un om care mai lumina ca tine. Du-te la părinții tăi. Părinții sunt mijloacele harului Dumnezeu pentru viața noastră. Tu vezi un pas înaintea ta părinții văd cu un kilometru înaintea ta. întreabă să vezi. întreabă pe păstor. Dacă e o chestie care, mă, să mă duc la medicină sau să mă duc la inginerie. Nu zice Biblia unde, să zicem. Nu, nu e o chestie de păcat, nepăcat. Când e vorba de păcat, nepăcat, acolo, domne, știi clar ce zice Biblia, e al negru. Să nu min, să nu curvești, să nu... Dar când e vorba de o chestie că nu știi și îi ceva acolo în inima ta, întreabă pe cineva care e mai matur. De exemplu, Doi ani de zile înainte să deschid uh, canalul de Facebook, tot mă picura. Deschide canalul de Facebook, răspunde la întrebări, răspunde la întrebări. Mesaje scurte, clare, concise. Azi, nu, să nu dai mândria în mine, nu, nu, nu. Eu am voce de radio, am față de radio, nu de video, nu, nu. Să nu, tot așa, nu. Și te am întrebat pe unul. Pe toți care întrebam, toți ziceau, deschide. Fă niște videouri scurte. Și la un moment dat am zis, no, gata, am, dacă tot mă picura chestia asta cu Facebook-ul, cu Domne, deschide, și eu tot mă împotriveam, am întrebat pe mai mult. după care am postit. Am zis, Doamne, dar chiar pe bunii, chiar vrei? Și în timp ce mă rugam, am văzut o conductă. Deci, în timp ce eram în rugăciune și am stat, am căzut ca într-o răpire sufletească, nu știu cum să o numesc, am văzut o conductă și o apă de-aia puternică cu presiune venea pe conducta aia. Imediat am zis, wow! Conducta e canalul de Facebook. Apa e cuvântul. Vine cu presiune. Do it! Dar apoi am zis, nu, nu, poate, nu, 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 nu. Și mă duc la o biserică și vine un proroc la mine și zice, frate Gabi, am văzut o lucrare care trebuie să o faci și am văzut așa pe inima ta ca o presiune, că tu te vrei să te împotrivești. A Domnul mi-a arătat o conductă de aia albă și am văzut o apă puternică care vine cu presiune. What? Exact ce am avut eu acum azi două zile. Ei, hey, caută, vă întreabă oameni mai luminat, roagă, te postește. Și să primești, Dumnezeu de răspuns, amin? Dacă e vorba de alb-negru, acolo clar, acolo e cuvântul lui Dumnezeu.